V-am transmis de aici, de la Târgul de Crăciun, corespondentul dumneavoastră, Cristi Marin. Astăzi suntem în 20 decembrie 2022. Adică pentru ultima oară, pentru că sunt invitat la Slehaia de către Pintea, fratele meu, de către Cătălin, fratele meu, de către Anca, de către Tomi, de către toată lumea de acolo, de către prietenii mei. Și am vorbit și cu Anca, mă așteaptă acolo, o femeie de nota 100. Cea mai frumoasă țigancă din Slehaia este Anca, Anca lui Cătălin, ca să știți și voi. Hai, bam bam, că mă așteaptă acolo, câteva zile plec spre Slehaia, bam bam. Salutare, prieteni, o atmosferă plăcută la mine acasă, bradul făcut, a venit și tortul. Ia să aprindem puțin lumina. Ori așa, ori așa, mai bine așa. Am luat un tort bun, dar l-am și început. Am și mâncat din el. Ia uitați cum arată. Îi spune Duo Mouse cu ciocolată. E extraordinar de bun. N-am mai avut răbdare să stau să filmez. Am mâncat înainte. Acum 2 ore și se poftă ea. O să punem și puțin cola. Sunt invitat la Slehaia. Am invitație de la Anca, oficiala, cum mi se spune, de la Cătălin, Pintea. Și nu știu când să mă duc, când să plec, pe 24 sau pe 23. Poate intervine ceva și nu mai plec. Nu știu ce să zic. Ia să vedem cum e tortul. Știu că e foarte bun. Bunul rău de tot. Deci credeți-mă că e excelent. Ia uitați cum arată, nu știu dacă se vede. E belea rău de tot, deci vine să-ți bați copiii. Bine că nu am. Ca să nu-i bat. Nici n-am cu cine să fac. Vine cineva cu mine în Slehaia, rugăcică mișto, de pe Facebook, de pe YouTube. Hai, care veniți? Am 4 locuri disponibile. Măcar una să vină. Dacă vine una, e perfect. Dacă vin 4, facem petrecere mare la Slehaia acolo. Mă așteaptă prietenii mei, Pintea, Cătălin, Anca. E bun loc totul ăsta. Tortul e belea. Ia să mai iau o linguriță să vi-l arăt și vouă. Dacă n-am la bine. În 3 culori. Arată bine? Mai pus luminițe pe aici, din casă, să arate frumos, să se simtă că vine Crăciunul, să fim mai buni, dar nu numai de Crăciun, să fim buni în fiecare an, în fiecare zi, să nu mai fim chitroși, să nu mai fim răi, să fie pace pe pământ, să nu mai am prieteni frustrați, invidioși, pentru că am observat lucrul acesta, majoritatea sunt invidioși, frustrați, mă invidiază că, vezi, Doamne, eu fac filmări, ei decât cu sticla în gură și atât, cu băutura. Nu dau nume, se știu ei care, ce și cum. Eu fac treburile mele, oriunde mă duc, eu filmez, ca să se înțeleagă foarte bine, nu mă primești. Asta înseamnă că ești frustrat, ești invidios, pentru că eu filmez și, vezi, Doamne,
fac bani pe spatele cui, mă, pe spatele cui? Pe, nu fac mă bani, n-am făcut niciun ban. Poate la anul o să scot ceva de pe YouTube, o mai gândesc, să văd ce și cum, o să vă țin la curent pentru toți cei care mă urmăriți. Nu fac șmecherii, oricum fac filmări diversificate, cum mi-a spus o prietenă de-a mea, că îi place să urmărească contul meu de YouTube, că eu diversific, pun de afară, pun de acasă, pun de peste tot, de peste, unde, peste tot unde mă duc și cu asta basta. Mai vorbesc de spre Casa Iubirii, unde sunt niște emisiuni fake. Eu așa știu că sunt, 100%. Eu nu am fost fake pe unde m-am dus, pe la televizor. O să vină ziua și când o să vă arăt toate plângerile alea făcute de Moculeasca. O să iau așa să citesc pe cât o plângere la un episod, cât o plângere la un episod. Să vedeți câte plângeri mi-a făcut nebuna, pe cuvânt. Și toate s-au dat cu NUP, cu neînceperea urmăririi penale. Asta pentru că eu sunt corect, nu am făcut niciun rău și am făcut numai bine. Da, am făcut numai bine, să știți și voi. Chiar și ei, și fiicei ei, și celor cu care m-am cunoscut. Hai. Detalii în episoadele următoare sau după Crăciun, după anul nou, nu știu, să vedem ce și cum. Hai, să vedem când o să plec acum la Strehaia, că mă așteaptă prietenii mei, Balosani, pare rău că nu este și Leo, și încă ceva, nu cred că o să merg la patroană, pentru că nu sunt, cum să zic, nu mă duc așa neinvitat, nu mă duc așa pe nepusă masă, nu mă duc să sperii pe nimeni, sau că am răcit treburile pe acolo, probabil că nu sunt primit, înseamnă că nu mă duc, nu? Dacă era Leo, era altceva. Deși Leo nu dă niciun semn de viață, i-am trimis scrisoare, dar i-am lăsat numărul meu de telefon să mă sune, numărul de România, acum nu mai este nicio scuză, nu vrea să mă sune, este problema lui. Pare rău pentru situația care e, dar cred că nu mai are mult de stat acolo și o să iasă și el cât de curând, din câte știu și sper. Hai, bam, bam! Și acum porumb pe aici, la roata panoramică de la Târgul de Crăciun, în fața de la Casa Hoților, Casa Poporului. Colind de aici. Dacă o să mai opresc din sune și astea, să se înțeleagă, pentru că nu vreau să las muzică, că n-ai voie pe YouTube. Am ajuns la Târgul de Crăciun, 20 decembrie 2022. Poate pentru ultima oară. O să plec în deplasare, ia să vedem ce e pe aici. Uite, avem burgeri, cartofi prăjiți. Se poate plăti cu cardul aici. Dulciuri, o ciucurcită cu acadele, ciocolată caldă. Eu mă și aici, la Târgul de Crăciun, nu numai televiziunile, și eu. Eu sunt propria mea televiziune. Adică am trecut de muzică, trebuie să vorbesc ca să nu se audă colindele. Deci la căsuța cu vin fiert. Ce frumos de aici. Casa Hoților. Cam friguț, dar e ok. Uite, hot dog. Câte, mă? 20 de lei hot dog-ul. Uite și patinoara aici. Foarte tare. Un mic patinoar la Târgul de Crăciun. Uite, gogoși de ricioase,
30 de lei porția extra mare, 20 de lei porția mică, pleșcăviță, ia uite pleșcăviță aici, asta chiar îmi place și mie, de asta mâncam la sora lui Leo, mamă, foarte tare aia, deci pleșcăviță e belea, dulciul e copilăriei, uite chicken, pui, cartofi prăjiți. Hai să mai aud colinde deloc. Uite, gogoși aici, 15 lei gogoașa. Uite și scena. Roata panoramică. Au dulceață, 20 de lei, clătite cu dulceață, Nutella 20, 25 Nutella și banane. Uitați aici prețul la clătite. Ho, ho, ho. Și aici, mă, pui cu vită, chestii, 35 bucata. Uite ce e aici, mă, ce-s asta? Ceva dulce. Văd și o mașină acolo. E vreun premiu ceva, Puma. Deja mi-a înghețat mâna sau mâinile. S-a deschis și ăla din Mogor. Uite, turtă dulce aici. Uite, jandarmeria. Aici avem cozonac cu nucă. Foarte mișto. Costuța cu decorațiuni. Nu întreb prețuri, chiar dacă nu scriu. Uite, au șerpi. Piele, au uite, uite, ciocolată. Dar ce bine arată asta. Ia să filmăm și Sania. Sper să nu mai cânte, să nu mai se audă muzica. Muzica, dar trebuie să vorbesc eu ca să nu mai se audă muzica. Uita și Sania lui Moș Crăciun. Asta e Sania lui Moș Crăciun într-o mașină. Chiar într-o mașină. Uite și pe prichindelul ăsta. Uite și din stânga și din dreapta și de peste tot. Ia să vedem ce scrie aici. Ia să vedem Merry Christmas, Merry Christmas. Uite ce mașină. Sania este în mașina aceasta. N-am mai dat-o jos. Foarte tare. Hai că nu mai se aude muzica, sper. Pentru că n-avem drepturi de autor și mi le oprește YouTube-ul. Cam asta a fost din Târgul de Crăciun din 2022, din data de 20, am vrut să spun. Anul se petrece cu Pepsi, doar cu Pepsi. De căsuțe pe aici, chestii, trestii, da și bradul, nu foarte mare, dar destul de ok, foarte frumos, bam bam. V-am transmis de aici, de la Târgul de Crăciun, corespondentul dumneavoastră, Cristi Marin. Astăzi suntem în 20 decembrie 2022. Adică pentru ultima oară, pentru că sunt invitat la Slehaia de către Pintea, fratele meu, de către Cătălin, fratele meu, de către Anca, de către Tomi, de către toată lumea de acolo, de către prietenii mei. Și am vorbit și cu Anca, mă așteaptă acolo. O femeie de nota 100. Cea mai frumoasă țigancă din Slehaia este Anca.
Anca lui Cătălin, ca să știți și voi. Hai, bam bam, că mă așteaptă acolo. Câteva zile plec spre Strehaia. Bam bam. Gata, am plecat de aici, de la Târgul de Crăciun. Ia să iau așa pe stradă, dar nu pot. Am dat la Crăciun. Se vadă mai bine. M-am îndepărtat și de muzică. Sper că n-am prins niciun colind, așa că nu ai voie să pui pe YouTube. O tâmpenie asta, dar n-ai ce să faci. Toți cu drepturi de autor, de parcă aș face bani pe melodiile lor. N-am nicio treabă cu muzica lor. Nu trece de pe tot aici la intrare în Târgul de Crăciun. Eu v-am transmis de aici. Pentru cei care nu au fost vreodată sau care nu vor ajunge, pentru cei care sunt plecați din București, cei care îmi urmăriți episoadele pe YouTube, eu spun că aveți ce vedea. Care vă uitați bine, care nu, iarăși bine. E frumos aici la Târgul de Crăciun, de la Casa Hoților, dar mai mult mi-a plăcut acolo, la Moghioroș. În drumul taberei e și mai frumos acolo. Cam atât am avut de transmis. Bam bam. Hai să mai merg puțin. Vreau pe margine, așa frumos. Să filmez așa și Bulevardul Unirii. Ia uitați. Aici se vinde la Târgul de Crăciun. Bam bam. Aici se vinde vată de zahăr. Bam bam. O să traversez pe aici. A, uite, a spus din nou, opresc ăștia. A dus ăla. Am ajuns la magazinul Unirii. Am venit dinspre Târgul de Crăciun, de la Casa Poporului. Asta nu mai funcționează acum, pe perioada asta rece. Gheață apa. Hai, bam bam! Aici pe cheiul Dâmboviței, la Unirii. Am uitat terasă aici.
Hai să filmez și eu partea asta. La căldurică, la terasă, la o cafea, la un vin fiert, la o țuică. O, se au muzică aici, opresc. Am trecut de muzică. Nu și noi înăuntru așa, pe șustachii. A trecut pisica neagră, nu știu dacă s-a văzut pe cameră. Nu sunt superstițios, așa că nu fac 3 pași în spate și fac de 3 ori tu-tu-tu. Să scuip. Scuip doar când e cazul. Oamenii nu stau în casă. Vin la... la cafea, la o mâncărică caldă. Mamă, câte terase sunt aici pe... pe lângă Biblioteca Națională, pe lângă Tribunalul București, Bulevardul Unirii. Uite, gagicuțe aici în stânga. Iar gazicuțe, uite câte sunt. Ei, s-au cuplat gazicile între ele sau nu știu eu. Uite, meci, Anglia-Germania, ceva înregistrare. Uite, ăștia n-au lumină aici. Ba da. Dar stau mai pe așa, mai pe întuneric. Deci partea alta au făcut ceva. Asta e, asta e terasa aia aici. Ia să vedem, puțin mai în față. Uite, și aici ne facem că nu ne uităm, dar ne uităm pe telefon așa frumos, mai aruncăm și cât un ochi, lumea se distrează foarte bine ca să nu fie rău. Am ajuns la Biblioteca Națională, pe dreapta, pe stânga Tribunalul București. Aici București este destul de mare. Eu locuiesc în sectorul 3, cel mai mare sector din București. Sunt 6 sectoare în București, pentru cine nu știe. Uite, Biblioteca Națională. României. Și în stânga Tribunalul București. Hai, bam, bam. Am ajuns și la rondul de la Alba Iulia. Hai să filmez așa puțin.
Hai, bam, bam. Asta e restaurant libanez. Boulevardul Burebista. Frumos și în Parcul Titan aici, care spune Alexandru Ioan Cuza. Foarte mișto. O, ce brad. Frumos. Sar în sus de bucurie. Iți biți. Iți și biți. Nu am filmat deloc anul acesta. Nici nu prea am fost aici. De când au pus luminițe. Asta este intrarea din Câmpia Libertății. Eu spun toate aceste lucruri pentru americanii mei, să mai vadă și cum arată pe aici. Pentru nepoți. Uite ce iau pe aici așa, că am văzut niște lumini pe acolo. Și luminițe. Mă duc pe iarbă, direct. Aici e o fântână care nu mai funcționează iarna, bineînțeles. Și am umplut-o cu luminiță. De mișto. Hei, bună, Gagico, ce faci? Singurica, singurica? Ah, ești ocupată. Scuze, scuze. Nu mi-am dat seama. Interesant. Frumos. Suntem în 20 decembrie 2022. Încă puțin și trece anul și vine 2023 peste noi. Să sperăm că o să fie un an bun, cu pace pe pământ, să nu mai se întâmple rele. Așa ar fi ideal. Hai, bam, bam. Cu care aduce noroc, cică, mamba. Thank you.
astea ocupate. Mai uite-te după urmă. PC, ce faci mă la mașina mea? Bă, PC, ai dat de căldură? Păi, PC, să ieși de acolo că o să plec. Ai dat de căldură. Ieși de acolo, PC, că pornesc mașina, ai grijă. E motorul cal, știu. Hai, bam, bam. V-am transmis de aici, de la Târgul de Crăciun, corespondentul dumneavoastră, Cristi Marin. Astăzi suntem în 20 decembrie 2022. Adică pentru ultima oară, pentru că sunt invitat la Slehaia de către Pintea, fratele meu, de către Cătălin, fratele meu, de către Anca, de către Tomi, de către toată lumea de acolo, de către prietenii mei. Și am vorbit și cu Anca, mă așteaptă acolo, o femeie de nota 100. Cea mai frumoasă țigancă din Slehaia este Anca, Anca lui Cătălin, ca să știți și voi. Hai, bam bam, că mă așteaptă acolo, câteva zile plec spre Slehaia.